Bună ziua, stimați telespectatori, bine v-am găsit la o nouă emisiune. Cunoscutul blogger timișorean Dan Necșa este astăzi alături de noi, nu pentru prima dată, a mai fost la noi în emisiune în toamna anului trecut. Astăzi l-am chemat din nou să vorbim despre blog și rețele de socializare și avem multe sfaturi pentru studenți. Bună ziua, Dan, bine ai revenit la noi! Bună, Gabi, bună ziua tuturor, mă bucur să revin din nou la voi în platou. Da, data trecută am fost într-un cadru mai destins, era mai cald, am făcut undeva în exterior. Astăzi ne-am adăpostit în platou pentru că nu ne permit condițiile meteo, dar de ce nu la vară vom reveni din nou în exterior. Bineînțeles, cu mare drag, oricum la orice oră. Dan, vorbim astăzi despre bloguri, rețele de socializare. Tu de cât timp scrii efectiv pe blog? Scriu efectiv pe blog din 2005. 2005-2006 a început perioada respectivă. Am început pe un tip de blog corporate și am continuat ulterior din 2009 pe blog personal, pe domeniul de .ro și .com, revenind după o perioadă de pauză de câteva luni din nou pe domeniul corporate. Da. Cum ți-ai definit postările tale? Despre ce scrii mai mult? Eu sunt un pic blogger de nișă, nu? Înainte eram un blogger generalist, acum am rămas la blogurile de nișă și în special eu scriu despre sentimente, despre trăirile oamenilor, scriu despre dragoste, despre cu totul și cu totul alte subiecte oarecum în care se regăsește toată lumea, dar care nu sunt atât de generaliste. Da. Cât de des ești citit? Ai un contor care să-ți spună câte persoane îți accesează blogul pe zi, pe săptămână sau pe lună? Da, sunt luni bune, săptămâni bune, zile bune, fiecare le are, în schimb sunt și perioade mai slabe, perioade... Aici fluctuează foarte mult traficul în funcție de cât de des scrii și ce scrii, cât de bine prinde acel subiect. Pentru că, în general, oamenii, cine intră și place acel subiect, distribuie mai departe în rețelele de socializare și de acolo crește traficul acelui blog. Da, îți aduce o postare pe blog, o bucurie, când vezi că e apreciată și e distribuită și ai vizualizări. Da, ai avut sentimentul ăsta? Da, fiecare om cred că la un moment dat se simte bine în momentul când vede că munca lui, oarecum să zic, chestia ce faci pe blog e muncă, este recompensată din punct de vedere al vizualizărilor, din punct de vedere al aprecierii oamenilor. Sunt foarte mulți oameni la care primesc mesaje, e-mail-uri, mesaje pe Facebook, pe Twitter, în care își exprimă părerile despre ceea ce scriu eu, atât mulțumirea cât și felicitările pentru ceea ce scriu. Cât de des scrii? Aveam o perioadă în care scriam o dată pe săptămână, au fost perioade în care am scris o dată la lună, depinde, de la moment la moment. Da. Nu am o etapizare clară să zic că scriu neapărat în fiecare zi sau scriu doar atunci când simt. Emisiunea noastră este urmărită de foarte mulți studenți. Ce trebuie să ia în calcul aceștia când iau decizia să aibă un blog, să înceapă să scrie și care sunt sfaturile pe care le dai? În primul rând, cred că nu trebuie să țină cont de anumite reguli atât de mari și descrise. Sunt acei blogări A-list, care așa denumim noi, blogării foarte cunoscuți din România, care au dat tot felul de sfaturi și care dau tot felul de sfaturi. Cred că acele sfaturi țin foarte, foarte bine la oamenii care vor să crească și să corecteze. În primul rând trebuie să țină cont de limba română. Să nu uităm chestia asta, să scrie corect, pentru că trăim în România și totuși e păcat dacă tot scrii ceva și o publici să scrii totuși cât se poate de corect. În al doilea rând, nu trebuie să țină cont că e pe domeniu.ro sau că e pe .com sau că e pe WordPress, extensie de corporate. Eu chiar recomand la cine vrea să deschidă un blog să intre pe WordPress sau pe Blogspot sau pe orice alt canal care poate să susțină un blog și să-și deschidă un blog. Foarte multe persoane spun că blogul este oarecum o parte dintr-un ziar, iar editorialele dintr-un ziar sunt oarecum parte dintr-un blog. Cât de acord ești cu acest lucru? Nu, cred că este un pic eronată această definiție. Blogul în sine este un jurnal, un jurnal personal. Faptul că sunt ziare online construite pe platforme de WordPress s-au făcut tocmai datorită faptului că platforma WordPress este foarte ușor de instalat și foarte ușor de întreținut
și descris pe ea. Ai în 5 clicuri, ai intrat deja în articol și poți să scrii. În schimb, pe orice altceva, PHP, limbaj de programare sau HTML sau orice altceva ai merge, e un pic mai complicat. Trebuie să știi niște coduri, trebuie să știi niște reguli, trebuie să ai un pic mai multe informații în domeniu. În schimb, pe WordPress este mult mai ușor. Eu, de exemplu, azi dimineața am instalat WordPress-ul pe 2 bloguri în 10 minute. Deci, da, e, în 10 minute structura fost... e făcută și foarte ușor îl faci. Țin minte, și eu am un blog personal pe care scriu destul de rar, dar când îmi vine mie mai scriu. Și acum 2 sau 3 ani am încercat să introduc în blog butonul de like. Da. Nu era prevăzut interfața, da, de la Blogspot cu acest, da, like. Și cred că am stat vreo 2 zile și am crotat și am butonat și am citit și... Și când de fapt era o operație de 10 minute când luai, da, codul, da, luai codul sursa și știai unde să-l pui. Și știai unde să-l inserezi. Dar am crotat, exact, foarte mult, de aceea, da, sunt beneficii aceste structuri. Da. Citești și alte bloguri? Citesc foarte multe bloguri. În readerul meu sunt undeva la 400 și ceva de bloguri românești, doar românești. Restul străină sunt iar vreo 200 și... Și care ar fi... Cine îți place cum scrie cel mai mult? Și ce urmărești? Ce... Readerul meu este împărțit oarecum în mai multe secțiuni. De la secțiuni de info, de la secțiune generală, la sport, la știri, la... Sunt diferiți jurnaliști care au bloguri personale și pe care apar foarte multe informații care nu apar oficiale în presă. Și pe toate le urmăresc de la A la Z, bineînțeles, nu... Pentru că e bine, dacă tot avem acces la acea informație și e gratuită acea informație, de ce nu să și avem acces la ea? Pot fi blogurile, acum mi-a venit această idee că te-am ascultat, pot fi blogurile surse pentru jurnaliști dacă sunt foarte multe informații, flux de informație? Aici e un început de reportaj, de exemplu. Da, poate să fie un început de reportaj, dar vezi că în lumea jurnalistică nu e la fel ca la blogger. Și bloggerii ar trebui oarecum să facă o paralelă cu acești jurnaliști, pentru că o informație când o primești trebuie să verifici în cel puțin 3 surse. Exact. Da? Dacă este verificată, trebuie să fie în real time, cât mai reală, cât mai rapidă, să ajungă informația la cititor, să ajungă la publicul larg. Și bineînțeles, trebuie să țină cont și de faptul de cât impactul social pe care îl are acea informație, pentru că nu poți să te apuci. Au fost diferite cazuri în care bloggeri oarecum cunoscuți sau mai puțin cunoscuți s-au apucat să scrie despre diferite branduri de rău. Și de fapt informația lor a fost eronată pentru că au fost superficiali sau n-au ținut cont de toți factorii de la acea informație. Nu poți tu ca și jurnalist, de exemplu, eu să scriu acum despre un brand de rău, iar tu ca și jurnalist să vrei să-l transformi în știre fără să nu verifici acea informație mai departe. S-au întâmplat astfel de cazuri în care bloggerii au ieșit pe piață cu astfel de informații. În schimb, au mai existat și alte cazuri în care presa a refuzat să scrie despre anumite corporații și despre anumite reacții pe care le-au avut la adresa clienților și în schimb bloggerii au transformat acest într-un viral, să zic, pe internet, în care toată lumea a preluat-o și a exprimat nemulțumirea față de reacția acelui brand sau acelei corporații sau acele firme. Da. În 2009 era o propunere a unei blogărițe, mi se pare că Roxana se numea, nu sunt foarte sigur, cum că bloggerii ar trebui să aibă acreditări asemănătoare cu cele ale jurnaliștilor, să meargă la evenimente, să participe la aceste evenimente, să scrie despre ele. Cum sunt blogurile de nișă, de exemplu un blog despre modă. Ești de acord cu această propunere? Da, sunt de acord și ea există. Deci ea există în momentul de față, în 2013, ea există de vreo 2 ani în România, dacă nu mă înșel. Sunt diferite festivaluri de film care acreditează bloggerii. La acele festivaluri sunt festivaluri de teatru, artă în general, dar mai nou sunt și conferințe de presă de la diferite instituții care acreditează bloggeri ca să fie prezenți la acele conferințe de presă și care să scrie mai departe. Bineînțeles, lăsând la atitudinea lor acea informație. Fiecare o expune cum dorește, pentru că în presă, asta e diferența între un blog și un ziar, de exemplu. La presă totuși ar trebui să dai informația aia cam ceea ce primești. În schimb, în blog dai ceea ce simți din ceea ce primești. Îți expui într-un mod personal. Dacă, de exemplu, vin la tine acum și tu îmi faci o conferință de presă, eu scriu din ceea ce văd eu acolo, ce văd cum pui tu problema. Pun niște întrebări pe care probabil un jurnalist nu le-ar pune. Și invers.
Cât de mult s-au mutat blogurile și postările, pentru că și aceasta este o problemă pe care personal am semnalat-o, s-au mutat pe Facebook. Deci nu mai postăm pe blog, nu ne mai chinuim să postăm, să scriem frumos, punem direct pe perete pe Facebook. Avantajul la Facebook e, de fapt aici e împărțit în două. Facebook-ul ăsta e partea de corporate cu fanpage-urile, da? Și paginile personale și conturile personale propriu-zise, da? Limitarea la un cont personal e la 5.000 de prieteni, o știm toți. Da. După care ai voi numai urmăritori să... Da, în 2012 a fost introdus partea de follow, da, în care poți să ai urmăritori. Urmăritorii nu te oprește nimeni, poți să ai și 10 milioane. Poți să ai 100 de milioane dacă vrei de oameni, Doamne ajută. Cred că... Cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Eu nu știu, personal nu știu niciun caz de cont personal care să aibă followers 2 milioane. În schimb, știu foarte multe fanpage-uri care au câteva milioane de like-uri primite de oameni. Între timp, Facebook a modificat oarecum regulile jocului și inclusiv pe acele fanpage-uri, pentru că unele au fost crescute artificial, a introdus o moderare de 10% din ceea ce postezi poate să fie văzut de toți în același timp. De aceea, foarte multe pagini, dacă ai văzut pe Facebook, îți apărea header-ul de la ele și spunea, dă-mi, te rog, notificarea de aici să poți să vezi ceea ce postez eu. Da, acel flux de pagini, da. Îți pui paginile favorite care îți plac cel mai mult și vezi și postările lor. Eu, de exemplu, personal am ajuns la acea limită de 5.000 de prieteni pe contul personal și undeva la 700 pe fanpage. Chestia care e în fluxul meu de informație care îmi vine pe wall, pe peretele principal, sunt undeva la 6.000-7.000 de pagini și atunci din ele ar trebui să-mi selectez informația cât se poate de corect și cât se poate de punctual. E oarecum relativă, pentru că sunt persoane care scriu o dată pe zi sau o dată pe săptămână și sunt persoane care scriu de 100 de ori pe zi. De 100 de ori. Da. Enorm. E enorm. Chiar și eu spun că este enorm să scrii de 100 de ori, dar sunt persoane, cum povesteam înainte de emisiune, care dacă merg pe stradă și le-a căzut o piatră de pe acoperiș în fața lor, a scos telefonul, a făcut poze și a pus pe Facebook și a scris pe Facebook, mi-a căzut o piatră în față, la nu știu ce clădire, în fața mea și era să-mi spargă capul. Da, și dai colțul și iar dai colțul la propriu. La propriu, nu la figurat. La propriu, nu la figurat, mergi pe stradă, dai colțul la propriu și vezi o domnișoară roșu, cum trece și faci poză, uite ce... Faină, probabil se duce să ne lească cu piatra. Da, sunt și asemenea persoane pe care le avem în lista de prieteni, pe care le vedem în fiecare zi, n-avem ce să le facem. La ce avem grijă când postăm pe Facebook? Ce avem grijă să nu postăm? În primul rând ar trebui atras atenția că există foarte mulți viruși care circulă sub diferite forme pe Facebook. Acești viruși momentan sunt doar la... adică 99% afectează doar PC-urile, calculatoarele și laptopurile. În schimb, 1% deja au început să se dezvolte virus pentru telefoanele mobile. Având în vedere că evoluăm tot mai tare și lumea smartphone-ului și în România a prins foarte, foarte bine, încep să se dezvolte virus pentru telefoanele mobile. Îți fură, în primul rând, informațiile de bază. Data nașterii, locul nașterii, job-ul, vârsta, toate chestiile respective. Apoi se accesează, dacă ești într-un mod direct legat, principala ta adresă de mail este și adresa de mail din contul de Facebook, încearcă să-ți acceseze e-mail-urile, să-ți transmită mai departe informații, să fure informațiile din rețea, să se probage, să se dezvolte în rețea. Grijă foarte mare la ce link-uri primiți și de la ce tag-uri primiți în poze. E primul sfat pe care îl dau. Chiar acum două săptămâni era o manie cu colorează Facebook-ul, schimbă culoarea la Facebook, că ți-aduce Facebook-ul aminte. Roz. Facebook-ul roz, da. Era acea, să zic, boală a Facebook-ului în care dădeai click efectiv să vezi ce a postat acel om și de fapt tu erai infestat cu un virus care posta mai departe numele tău cu toate că tu nu vroiai, posta mai departe informații către alte persoane și în același timp își fura informațiile de la cele persoane. Ca și selectarea informației mai departe, eu aș avea grijă foarte tare la ce postez datorită faptului că odată postat rămâne acolo. Legea Big Brother e intrată în vigoare, orice informație apare rămâne stocată în servere.
nu mai ai cum să o întorci înapoi. Chiar tu, dacă tu o ștergi de la tine de pe peretele tău, a rămas în server. A rămas într-un server undeva și acea informație se regăsește în timp mereu acolo. Da, majoritatea persoanelor, mai ales pe care le cunosc eu și mai ales din România, au mailul de Yahoo, da, care se loghează pe Facebook. Majoritatea persoanelor au aceeași parolă și pe Facebook și pe contul de Yahoo. Da. E recomandat acest lucru? Nu, eu recomand foarte tare ca pentru fiecare cont, inclusiv de e-mail, de iTunes, de orice vreți, de Facebook, de Twitter, să fie parole separate. Deci total parole separate. Eu am pățit-o pe proprie piele cu un site personal pe care îl aveam înainte, în care cineva l-a hăcuit efectiv, mi-a spart acea parolă de pe un e-mail și a încercat să-mi transmită informații false către alte conturi, atașând virus. Cei de la găzduirea site-ului au fost foarte operativi și au reușit în mai puțin de 30 de minute să pună site-ul jos a meu și să-mi trimită e-mail-ul și inclusiv să mă sună pe telefon mobil să-mi spună: vezi că cineva a accesat dintr-o locație necorespunzătoare. Sunt cazuri de Facebook în care Facebook îți este spart, îți fură cineva parola. Am văzut foarte mulți tineri în ziua de azi în care accesează din diferite locuri, gen info, chioșcurile de la mall, acele calculatoare care sunt pus la dispoziție, intră de acolo și uită să debifeze acea căsuță în care remember my password, le reține parola. Oricine intră mai departe poate să transmită informații de pe contul lor. De pe contul lor, da. Numele lor. Da. Mai este o nouă modă pe Facebook, eu am aflat acum 2-3 săptămâni despre acest lucru, like-urile false. Da. Eu am vreo 2-3 pagini pe care le administrez pe Facebook, dintre care și cea a Teleuniversității. Pe pagina de Facebook a Teleuniversității avem aproximativ 400 de like-uri, like-uri adevărate, persoane care ne urmăresc, care apreciază ceea ce facem. A venit o persoană și mi-a spus: băi, pentru 50 de lei, 70 de lei, vă fac rost de câteva mii de like-uri. Exact. Cum e posibil? Eu nici acum nu înțeleg. Există o rețea. Rețeaua asta e... De fiecare dată când apare câte un lucru nou în lume, tot timpul există și partea asta de escroci care încearcă să fure oarecum fața, da? Au existat companii care și-au dorit foarte tare, într-un timp foarte scurt, să crească ca și număr de oameni care ajung la ei pe pagină, da? Având în vedere că în vremea respectivă erau altele regulile de la Facebook. Și atunci au organizat o felul de concursuri, printre care au dat cadouri, laptopuri, iPad-uri, iPhone-uri, telefoane de ultimă generație și așa mai departe. Lucrurile mergeau foarte simplu. Erau persoane care își creau câte 1.000-1.500 de adrese de e-mail, dezvoltau 1.000-1.500 de adrese, pe fiecare adresă de mail să dezvoltau câte un cont de Facebook, da? Și în care spunea în felul următor: uite, eu sunt în concursul X, dă-mi tu mie ale 1.500 de like-uri ca să câștig eu aici. Și nu spunea doar ție, mai spunea la încă 10 persoane și eu să-ți dau ție la un alt concurs pe care tu ți-l alegi și eu îți dau ale mele cele 1.500. Făceau efectiv troc cu like-uri. Facebook oarecum a încercat să limiteze chestia asta și a încercat să schimbe și partea de parole foarte mult. Înainte puteai să spui, când eu mi-am făcut Facebook în 2010, prima dată, parola putea să fie doar din litere. Acum trebuie să fie cel puțin o literă mare, uppercase, trebuie să fie un număr și trebuie să fie un semn automat. Deci nu mai e chiar atât de simplu să le poți genera cu un boot de Google sau să generezi oarecum o serie de username. În același timp mai există viermi, virus, care pot să adune acea informație, adună conturile acelea de Facebook, ce spuneam mai devreme, cu parole și le accesează cineva astfel încât să genereze acel număr de like-uri. Știu că a existat și un caz în România în care cineva acuza un artist cunoscut din România că i-ar fi dat doar jumătate din suma la care s-a târguit ca să ajungă acel artist la 30.000 de like-uri sau ceva de genul, dacă nu mă înșel. Da. Se pare că și artiștii apelează la această tehnică. Din păcate. Revenind la blog, da. E posibil să faci bani din blog? Da. Ai făcut acest lucru? Da. Faci în continuare? Bineînțeles. De ce să nu fac? Adică sunt oameni care își dedică întreaga activitate de zi cu zi blogului. E ca un job.
bravo lor că pot să facă chestia asta. Eu am două joburi stabile. Nu am unul singur. Mă trezesc dimineața la 6 și mă pun seara la 10, la 11 în pat. Da, foarte târziu. Și în paralel îmi țin blogul, dar blogul este pentru mine, ți-am spus, e o chestie personală, nu e o chestie de câștigat bani. În schimb, colaborez la un alt blog, e un blog tot de nișă, e un blog de stomatologie, e unul dintre cele mai bune bloguri din România pe acest sector și încercăm să-l dezvoltăm acum și pe partea engleză, să-l dezvoltăm, să crească foarte tare. Chiar la sfârșitul 2012 am primit de la WordPress un mail în care spunea că dacă noi eram Jay-Z, ne trebuiau 4 stadioane din New York pentru că atâția oameni am avut în 2012 care au vizualizat acel blog, ca să le puteam umple liniștit, adică vindeam biletele pentru ele. Se pot face bani din blog, sunt oameni, cunosc și eu personal foarte mulți oameni care fac bani, nu te gândi că fac 10.000 de euro din blog. Nu. Sunt oameni care fac și sume mai mari, chiar cunosc cazul la cineva care în 2010 vindea bilete pentru diferite conferințe pe blogul lui și la un moment dat a reușit să cumpere undeva la vreo 200 de bilete pentru euro, nu știu ce, a euro fost în 2010. 2012. Da, atunci a prins niște bilete la un super preț, le-a cumpărat în avans și a reușit să le vândă în ultima strigare, da? În ultima perioadă, la un preț foarte exagerat pe blogul lui. Da, se fac bani, depinde cum. Aici discuția e, sunt oameni care scriu editoriale plătiți. Da. Vin eu, Dan Necșa, vreau să scrii pentru mine, pentru produsul meu, această masă, vreau să-mi scrii un editorial, cât mă costă. Fiecare își negociază prețurile în funcție de traficul pe care îl are, în funcție de vizibilitate, în funcție de cititori, în funcție de nișa în care e. Sunt alte cazuri în care se apelează la publicitatea efectivă pe blog. Îți pun un banner timp de 3 luni de zile, îmi dai suma de. Da, blogul meu are atâția vizitatori. Da, tot trebuie să ai o prezentare exact ca la o firmă, da? Trebuie să ai o prezentare a firmei când te duci să obții un contract, te duci și spui eu sunt Xulescu ca și director sau director de vânzare a acelei firme. Dar firma mea, uite, a făcut până acum asta, 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 asta. Acea prezentare trebuie să o ai. Am înțeles. Pe final, te rog, povestește-ne care este postarea ta cea mai populară, postarea de care îți amintești cu cel mai mult drag. Sau sunt mai multe? De pe blog sau de pe Facebook? De pe blog. De pe blog. E un articol scris acum câteva luni în urmă, care în mai puțin de o lună a ajuns la 400 și ceva de share-uri doar pe Facebook. A avut o vizualizare foarte, foarte bună și o reacție extraordinar de frumoasă. Nu mă așteptam. Poți să ne spui despre ce era vorba? E o chestie generală despre dragoste, despre oameni care renunță la relații de dragul de a renunța, efectiv. Acum pot să, în topul meu personal, de fapt a fost un alt articol scris anul trecut de Ziua Îndrăgostiților cu o zi înainte, care iar a ajuns într-un an de zile undeva la 2000 și ceva de distribuiri. A fost foarte vizualizat și încă mai există și acum oameni care se întorc pe blogul meu și referitor la caută acel articol. Acel articol, da. Exact. Eu îți mulțumesc că ai fost astăzi alături de noi. Rămâne să ne vedem peste câteva luni din nou, pentru că acest subiect prinde la studenți și atrage studenții și ne învață multe lucruri și să avem grijă. Eu vă mulțumesc pentru invitație și le recomand studenților încă o dată cu căldură să-și deschidă un blog la orice oră, poate chiar pe tema pe care fac facultatea, și să nu uite că informația pe internet se poate găsi foarte ușor și să beneficieze de ea cât pot de bine. Stimați telespectatori, emisiunea noastră a ajuns la final. Până data viitoare, numai bine. La revedere!